Un cutremur de aproape 8 grade pe Richter a zguduit Turcia și Siria în dimineața zilei de luni în jurul orei 4. O replică a acestuia de peste 7 grade a avut loc în Turcia la nici 9 ore mai târziu. Ca o coincidență și în țara noastră au avut loc în zona Vrancea mai multe mișcări tectonice. Dacă cele din țara noastră au fost de mici dimensiuni și nu au pus oamenii în pericol, cele din Turcia și Siria au în schimb au făcut prăpăd. Sute de clădiri s-au prăbușit, iar mii de oameni au fost prinși sub dărâmături. Dacă bilanțul provizor anunța aproape 1000 de morți numai în Turcia în urma primului cutremur, în urma celui de-al doilea, numărul decedaților și cel al răniților a urcat vertiginos, iar specialiștii spun că este foarte posibil ca numărul acestora să ajungă până la 10.000. Pe lângă cele două țări profund afectate, seismul s-a simțit și în Cipru, Iordania, Liban, Irak, Georgia și Armenia. Reprezentanții Turciei spun că numărul clădirilor prăbușite în urma celor două tremure și a replicilor acestora ar fi undeva la 3.000. Numai până în acest moment, printre imobilele transformate în mormane de molos se numără și un castel vechi de peste 2.000 de ani. În urma tragediei, Turcia a solicitat ajutor. 45 de țări au răspuns pozitiv. Printre primele s-a numărat și România. Țara noastră a trimis cu două aeronave, 58 de pompieri, medici și asistenți, aparatură specifică pentru găsirea persoanelor sub dărâmături și câini specializați în căutare. Ninsorile au făcut prăpăd în weekend în mai toată țara, vizate au fost în special zonele montane. În munții Făgăraș o avalanșă produsă noaptea de sâmbătă spre duminică a măturat totul în calea ei. A înghițit mașinile parcate în proximitatea spațiilor de cazare și a spart geamurile cabanei, zăpada intrând în clădire. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Oamenii au fost însă izolația de lor s-a făcut cu ajutorul salvamontiștilor în două grupuri. Duminică, în apropiere de păltinii, și alți turiști au rămas blocați. Și aici salvamontiștii și pompierii au intervenit pentru a da zăpadă la o parte astfel încât oamenii să fie aduși în siguranță în oraș. Pompierii militari ai ISU Sibiu au intervenit în această dupăamiază, la ieșirea din stațiunea Păltiniș spre Șanta la unitățile turistice din zonă pentru a evacua persoanele cazate acolo. Persoanele au fost evacuate din cauza zăpezii, drumurile de acces spre unitățile turistice din zonă fiind blocate în totalitate de depunerea unui strat foarte mare de zăpadă. La fața locului au intervenit următoarele forțe o autospecială de primă intervenție cu șenilata, o autospecială de transport persoane și victime multiple, un microbuz de transport persoane, un echipaj SMURD și specială de primă intervenție și comanda grupei operative. În urma misiunii de evacuare, pompierii militari sibieni împreună cu jandarmii montani și salvamontul au evacuat un număr de 19 adulți și 11 minori. Toate cele 30 de persoane au fost evacuate în siguranță fără a necesita îngrijiri medicale. Persoanele au fost îmbarcate în mijloacele de transport ale Isu Sibiu și au fost transportate în siguranță în municipiul Sibiu. Sergent Major Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, capitan Dumitru Croitoru al județului Sibiu. Zona montană a Sibiului s-a aflat până în cursul sării de luni sub avertizare cod galben de ninsori, viscol și vânt puternic. SARS-CoV-2 continuă să curme vieții în țara noastră, numai 24 de ore și numai în Sibiu, COVID a făcut trei noi victime. Este vorba despre doi bărbați și o femeie. Primul deces a fost înregistrat la un bărbat de 83 de ani internat pe secția ATI infecțioase a Spitalului Județean Sibiu. Câteva ore mai târziu, o femeie cu trei ani mai tânără, internată pe aceeași secție, pierdea lupta cu boala. Cel de-al treilea deces s-a produs la un bărbat de 46 de ani din mediaș. Numărul total al victimelor COVID -a, a ajuns în județul nostru la 1960. În cursul zilei de luni, la ora 10, mai erau internați în spitalele din tot județul 12 persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre 3 copii tratați de medicii Spitalului de Pediatrie din Sibiu, 5 pacienți dintre care 3 pe ATI tratați de medicii de la județean, 2 pacienți la Mediaș și 2 la Spitalul TBC din Sibiu. În ciuda varului de decese din ultimele 24 de ore, numărul îmbolnăvirilor este în continuă scădere. În ultimele 24 de ore au fost confirmate doar 9 cazuri de îmbolnăvire. Traficul s-a desfășurat cu dificultate în dimineața zilei de luni în localitatea Brateiu, pe DN14, după ce în zonă s-a produs un accident rutier. Polițiștii spun că de vină pentru producerea evenimentului rutier este un șofer de 41 de ani, care în timp ce se îndrepta spre Dumbrăveni nu a adaptat viteza și într-o curbă a pierdut controlul volanului, a părăsit carosabilul și a intrat cu mașina într-un șanț lovind un cap de pot și răsturnându-se mai apoi. Polițiștii biroului rutier Media și-au intervenit la un accident de circulație produs pe drumul național 14 în localitatea Brateiu. Din primele cercetări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un conducător auto în vârstă de 41 de ani, în timp ce conducea autoturismul pe DN14 pe direcția de mers spre Dumbrăveni, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă periculoasă, a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un șanț, lovind un cap de pod și apoi răsturnându-se. În urma accidentului, patru persoane au fost rănite: un bărbat în vârstă de 19 ani, două femei în vârstă de 22 și 39 de ani, precum și un copil de 2 ani jumate, toți fiind transportați la spital conștienți. În cauză, la nivelul biroului rutier Mediaș s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Mediaș să fie stabilite toate împrejurările exacte în care s-a produs acest accident rutier. În urma evenimentului rutier au fost rănite patru persoane. Este vorba despre un copil de 2 ani, un tânăr de 19 ani și două femei cu vârste de 22 și 39 de ani. Victimele s-au ales cu contuzii toracice și escoriații și au fost transportate la spitalul din Medi. Pasionații de numismatică au de luni o nouă monedă pe care o pot adăuga în colecție. Este vorba despre o piesă numismatică din aur lansată de BNR cu ocazia împlinirea 150 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu. Moneda are o valoare nominală de 500 de lei, formă rotundă, diametru 35 de mm, puțin peste 31 de grame și poate fi achiziționată atât prin precomandă cât și direct de la ghișeele și sucursalele regionale ale BNR. Pe aversul monedei este încrustat Palatul Adunării Deputaților din București în perioada interbelii cu inscripția România în arc de cerc și anul de emisiune 2023. La acestea se adaugă stema României și valoarea nominală. Reversul monedei are portretul, numele și semnătura lui Iuliu Maniu. Tirajul maxim pentru această monedă este de 1.000 de piese, iar prețul de vânzare este de 14.500 de lei. Hoții de lemne au luat cu asalt pădurile din nordul județului. În weekendul care tocmai s-a încheiat, au fost tăiați ilegale aproape 10 metri cub de material lemnos. Mai multe persoane sunt cercetate de către polițiști după ce au fost prinse tăind sau transportând ilegal lemne fără documente de proveniență. În ultimele zile, mai multe infracțiuni la regimul silvic au fost constatate în nordul județului Sibiu. Astfel, la data de 3 februarie în jurul orei 21, un pădurar a sesizat polițiștii din cadrul poliției orașului Dumbrăveni cu privire la faptul că în aceeași seară persoane necunoscute au tăiat arbori și au sustras material lemnos din zona împădurită a localității Laslea. Polițiștii care s-au deplasat în zona indicată au depistat cinci bărbați din Laslea, în timp ce cu ajutorul a trei căruțe transportau material lemnos. Din cercetările efectuate s-a constatat că cei cinci bărbați ar fi tăiat ilegal doi arbori din specia fag și ar fi sustras ulterior materialul lemnos cu intenția de a-l transporta la domicilii față de bărbații în cauză, la nivelul poliției orașului Dumbrăveni s-au declanșat cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori, respectiv furt de material lemnos. Cantitatea de 4,04 metri cub de material a fost confiscată și predată reprezentanților ocolului silvic competent în zonă. La data de 4 februarie, în jurul orei 17 și 15 minute pe strada principală din localitatea Dârlos, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș, împreună cu jandarmi din cadrul IJJ Sibiu, au depistat doi localnici în timp ce, cu ajutorul unei căruțe, transportau cantitatea de 1,28 metri cu material lemnos din specia Arțar, fără a deține documente legale în acest sens. Polițiștii au constatat că cei doi bărbați ar fi sustrat materialul lemnos din extravilanul localității Dârlos, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt de material lemnos, acesta din urmă fiind confiscat și predat reprezentanților ocolului silvic competent în zonă. Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Mediaș. La data de 5 februarie, în jurul orei 17, pe raza localității Biertan, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni au depistat 5 localnici, în timp ce, cu ajutorul unui tractor agricol cu remorcă, transportau cantitatea de 2 metri cubi de răchită. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că bărbații ar fi tăiat și ar fi sustras materialul din extravilanul localității Biertan. În cauză s-a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori, respectiv furt de material lemnos. Materialul a fost confiscat și predat reprezentanților Ocolului Silvic competent în zonă. De asemenea, polițiștii au confiscat două drujbe susceptibile a fi fost folosite la săvârșirea faptei și au imobilizat tractorul și remorca în vederea continuării cercetărilor. Cercetările sunt continuate la nivelul poliției orașului Dumbrăveni. La data de 5 februarie, în jurul orei 18, pe drumul județean 142B, Blăjel, Bazna, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au depistat trei bărbați domiciliați în Bazna, Blăjel, respectiv Moșna, în timp ce, cu ajutorul unui vehicul cu tracțiune animală, transportau cantitatea de 2,41 metri cub de material lemnos din specia salcâm, fără a deține documente justificative din cercetările efectuate de către polițiști, a rezultat că cei trei ar fi sustras materialul din extravilanul localității Blăjel. În cauză, la nivelul Poliției Municipiului Mediaș s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt de material lemnos, acesta fiind confiscat și predat reprezentanților ocolului silvic competent în zonă. Cercetările și în acest caz sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Mediaș. Sâmbătă seara în Dârlos, polițiștii medieșeni împreună cu jandarmii din Sibia au depistat doi localnici care transportau cu o căruță cantitatea de 1,28 de metri cub de lemn de arțar. Cei doi sustrăseseră lemnele din extravilanul localității. Aceștia sunt cercetați penal pentru furt de lemne. În plus, materialul lemnos a fost confiscat și predat ocolului silvic în vederea valorificării. În același timp, dar în Biertan, polițiștii au dat peste alți cinci bărbați care cu ajutorul unui tractor cu remorcă transportau 2 metri cub de răchită. Și aici a fost confiscat materialul lemnos. În plus, oamenii legeau confiscat și două drujbe pe care hoții le folosiseră pentru a-și ușura munca și aceștia s-au ales cu dosar penal. Pe drumul dintre Blăjel și Basna, polițiști au depistat trei bărbați din Basna, Blăjel și Moșna, în timp ce cu ajutorul căruței transportau 2,41 de metri cub de lemne din specia Salcâm. Și în această situație materialul lemnos a fost confiscat iar transportatorii s-au ales cu dosare penale. Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Mediaș.